E ziua în care aniversăm Focșanul, 153 de ani, de când s-a semnat decretul de unificare a celor două părți ale Focșanului, Focșanii Munteni și Focșanii Moldoveni, atunci când, așa cum spune și cântecul, printr-o sorbire, Mirbogul a asecat, s-a schimbat cursul și iată, avem Focșanul de astăzi, un oraș care s-a dezvoltat continuu în perioadele care au trecut de la unificare 1862 și până astăzi. De obicei, cu acest prilej, organizam un simpozion în care cei care participau erau informați cu date tehnice despre când s-a întâmplat, cum s-a semnat, ce conțineau documentele respective. Astăzi ne-am gândit să vorbim totuși despre oameni, pentru că până la urmă, indiferent de regim politic, de guvernări, omul sfințește locul și până la urmă la om se reduc toate. Așadar, am gândit să vorbim astăzi despre câteva personalități care au marcat evoluția orașului nostru, care s-au impus în viața comunității și care, bineînțeles, au lăsat ceva în urma lor, o amprentă vizibilă atât în conștiința noastră afectivă, cât și efectiv prin ctitoriile pe care le-au realizat în Focșani. Firește, suntem în clădirea Ateneului, nu puteam să luăm ca prim reper în această discuție a noastră decât pe maiorul Gheorghe Pastia, o personalitate complexă care, iată, dăinuie peste decenii și rămâne în conștiința fiecăruia dintre noi drept unul dintre cei mai importanți focșăneni datorită ctitoriilor pe care le-a făcut Teatrul Comunal Maior Gheorghe Pastia și Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia, în care ne aflăm astăzi. Două ctitorii, două clădiri importante care și astăzi fac mândria orașului. Nu de puține ori, când avem musafiri, sigur îi ducem la teatru și la Ateneu, menționând despre teatru că este într-adevăr bijuteria arhitectonică a orașului. Florin Del Mar este încă o personalitate locală care face cinste orașului nostru, dar și României, pentru că este unul dintre cei mai importanți compozitori de muzică ușoară la vremea respectivă, alături de Ion Vasilescu, Edmond Deda, Henri Mălinanu și mulți alții. El s-a născut undeva pe strada mare a Unirii, la numărul 130, parcă, și Florian Mila îl chema. Pleacă din Focșani prin anii 30 și îl găsim în anii 35 înscris la Conservatorul de Muzică din Cluj, pe care îl și absolvă. După care întreaga sa activitate se mută la București, pentru că acolo începe să compună, atât pe versuri proprii, să compună cu precădere muzică ușoară și îl găsim ulterior și la Radio Român, la Radio Societatea Română de Radio, cum era numită atunci, unde și conduce o revistă de specialitate intitulată Steaua. Devine secretar muzical al Sindicatului Artiștilor Lirici și Instrumentiști din România. Devine în 47 membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor și creația lui se amplifică, compune, cum spuneam, muzică ușoară, muzică de film, cuplete și muzică pentru teatru muzical, până în 1973, când a trecut la cele veșnice,